Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, va efectua o vizită în Moldova în a doua jumătate a lunii octombrie, anunță Mitropolia Moldovei, dezmințind astfel unele informații din spațiul public, precum că Patriarhul și-ar fi anulat vizita în țara noastră. El se va afla la noi câteva zile, timp în care, în afară de Chișinău, a rămas să meargă și în municipiile Bălți și Comrat. Potrivit reprezentanților Mitropoliei Moldovei, la încheierea vizitei sale, patriarhul va oficia o slujbă religioasă la Catedrala Mitropolitană din Chișinău. Scopul vizitei este unul pastoral, spun cei de la metropolie. Marți, un reprezentant al Patriarhiei Rusia a vizitat Bălțiul. În cadrul unei întâlniri cu autoritățile locale au fost discutate unele detalii ce țin de viitoarea vizită a Patriarhului în nordul Moldovei. Ultima dată, Patriarhul Kiril a vizitat țara noastră în anul 2013. Atunci vizita sa a durat trei zile.